Cu toate că patronii restaurantelor plutitoare sunt obligați să curețe gunoaiele care se strâng în jurul pontoanelor, unii dintre ei nu reușesc să facă fața amalgamului de deșeuri ce se adună în mod constant. Plimbarea pe Dunăre se poate dovedi nu tocmai plăcută dacă ajungi în această zonă unde gunoaiele s-au adunat lângă un restaurant. Deși proprietarul spune că a încercat pe cât posibil să curețe zona, ramuri și bidoane încep să se adune din ce în ce mai mult și trebuie curățate pentru a oferi un aspect plăcut. Gălățenii profită de vremea frumoasă de afară și ies la plimbare de la mic la mare, trecând cu vederea mizeria de pe malul Dunării. Dar este murdară, cum mi se pare? E plăcut? Așa, este, plin? Din ce văd, este mizerie. Faleza este frumoasă, este curată, nu este problemă, numai că în apă este mizerie. Murdare, foarte murdare. Se vă mai face plăcere să vă mai plimbați pe aici? Păi, în altă parte unde? Ce să faci, ne plimbăm? Așa a fost întotdeauna murdară sau? Nu. E ceva nou. Nu. Cred că în fiecare primăvară, când vine apele, așa este. Este cam murdară tulburii, dar probabil după ploile astea. În general este mai curată. Da, în general este mai curată. Crezi că ar trebui să se ocupe cineva de această problemă? Nu cred, acum n-are ce să-i facă nimeni. Nu știu, după părerea mea nu mă pricep, nu sunt în domeniu. Dar acum ce să fac? Chiar dacă momentan oamenii nu sunt afectați, temperaturile ridicate ar putea transforma aceste gunoaie într-un adevărat focar de infecție.